Timișoara, capitală culturală europeană 2023, fără căldură și apă caldă în 2021 și fără vreun plan clar de a reabilita alte zone în afară de cea centrală. Da, e frumos în unirii și pe centru, dar oare restul orașului cum se simte? Oare doar atât înseamnă Timișoara? Piața Traian, Iosefin, Badea Cărțan, Calea Șagului, o mulțime de monumente arhitecturale se dărâmă pe zi ce trece și își pierd bucată cu bucată identitatea. Știu, nu clădirile fac un oraș frumos, ci oamenii. Dar iată ce fac oamenii. La doar 200 de metri de cea mai mare gară din vestul țării, pe strada Pop de Băsești, găsim o altă față a Timișoarei. Una neglijată, rușinoasă și ascunsă cumva după un colț, ca nimeni să nu o vadă. Un fundal cu clădiri dărăpânate și cu acoperișuri jumătate zburate ca după bombardamente, domină strada. Mii de oameni trec în fiecare zi pe ruta asta și eu mă aflu printre ei. Mereu uimit de gunoaiele scoase în stradă. Am văzut multe, de la canapele până la dulapuri întregi cu haine. Oamenii așteaptă autobuzele printre mormane de gunoaie și nu e ca și cum acestea nu sunt curățate. Ele sunt curățate ziua, dar reapar din nou sub protecția nopții. Pentru că altfel, gunoaiele ar ajunge până în șosea. Legea nu ajunge în locurile astea și chiar dacă ajunge, ea nu este aplicată pentru că nu ai la cine. Amenzile și procesele verbale nu par să fie soluția. Dar nici nu pare că cineva este afectat de mizeria din oraș. De ce ar fi? De ce să trăiești în curățenie când poți să trăiești în ignoranță? Pentru că Timișoara nu mai este de mult una a timișorenilor, ci este un oraș foarte diversificat, cu probleme foarte diverse. Mai face treaba asta. Are mai multe. Cuvântul meu, noi treaba interesantă.